Două evenimente ce urmau să aibă loc la Palatul Culturii Teodor Costescu în această lună au fost reprogramate. Este vorba despre piesa de teatru Diagnostic Rezervat, ce a fost reprogramată pe 2 mai, și concertul trupei Compact, care va avea loc pe 17 în aceeași lună. S-a luat această decizie pentru ca populația să fie în siguranță și să nu mai participe la adunări unde vin foarte multe persoane. Spectacolele sunt amânate, nu anulate, cum au fost interpretate. Spectacolul din 30 martie, Diagnostic Rezervat, este amânat pentru data de 2 mai. Iar cel cu Compactul, așa cum deja știu foarte mulți dintre cei care au cumpărat bilet, pentru 17 mai. Suntem o instituție deschisă, în continuare deschisă, și facem activități pentru un număr mai mic de persoane, așa cum cere legea națională în momentul acesta. În continuare, la teatru se vor organiza evenimente care nu implică mai mult de 50 de persoane.